Declarații ponderate ale selecționerului Anghel Iordănescu aseară la conferința de presă de dinaintea partidei cu Ungaria. Echipa României trece printr-un moment favorabil prin prisma locului ocupat în grupă și al celui din clasamentul FIFA. Este de părere Anghel Iordănescu, care a mai declarat: în proporție de 50% am făcut echipa pentru meciul de vineri. Restul rămâne de văzut cum voi dormi la noapte, a mai spus ironic Anghel Iordănescu. Echipa probabilă este Tătărușanu, Pap, Chiricheș, Goian, Raț, Prepeliță, Hoban, Adi Popa, Sălmărtean, Torge și Cheșeru. Din lotul deplasat în Ungaria, fac parte și trei jucători ai Astrei. Este vorba despre portarul Silviu Lung Junior, cu trei meciuri la națională, și atacanții Constantin Budescu și Denis Salibek, considerați debutanți. După 6 meciuri disputate, în clasament conduce România cu 14 puncte, urmată de Irlanda 13 puncte, Ungaria 11 puncte, Insulele Feroe 6 puncte, Finlanda 4 puncte și Grecia 2 puncte. Meciurile care au mai rămas de jucat pentru România sunt astăzi cu Ungaria, pe 7 septembrie România-Grecia, pe 8 octombrie România-Finlanda și pe 11 octombrie Insulele Feroe România. Partida de astăzi va începe la ora 21:45 și va fi transmisă în direct pe TVR1.